counselor. I got a counselor. Hallelujah. Am un consilier, am un sfătuitor. Who's never failed. Hallelujah. Care niciodată n-a eșuat. And he gives me his counsel from his word. Și îmi dă sfatul din cuvântul său. Aleluia. You act like that book's alive. It is alive. Te comporți ca și când cartea aceea este vie. Da, este vie. Some of you is not as fortunate as I am, and I know that. You're not as fortunate as I am. Unii dintre voi nu sunteți atât de fericiți ca mine de fortunate. How would you say fortunate? Norocoși? Yeah. But we don't use the da, word. Da, nu folosim cuvântul norocos. What's another word? Binecuvântați. Binecuvântați. Nu sunteți atât de binecuvântați. Some of you are not as blessed as I am. You say, why is that, Brother Martin? De ce este așa, frate Martin? Because I have a little woodpecker, a bird, a woodpecker. Pentru că am o ciocănitoare. That lives. Care in a tree beside my window in my house. Trăiește în copacul din de lângă casa mea. Oh, come on, Brother Martin. How could a bird, a woodpecker, be a blessing to you? Ah, hai, frate Martin, cum poate să fie o ciocănitoare binecuvântare pentru tine? I'm so glad you asked me that question. Sunt atât de bucuros că m-ai întrebat întrebarea aceasta. Every morning. În fiecare dimineață. Well, this morning he was very early. În dimineața asta a fost foarte matinală. Cred că era frig. Era frig și ei. You can hear him going out there. He's going. O auzeai? I'm saying, what is that? Somebody tapping at the door. Cineva bate la ușa sau ce? I'm hearing this bird. Și auzeam pasărea aceasta. My wife doesn't hear him. My wife doesn't hear this bird. Soția mea nu aude păsările astea. Nobody hears this bird, but I hear the bird. Nimeni afară de mine nu aude păsările astea. 4:13 this morning when I looked at my watch. 4:30? 13. 4:13 minute. Mă auzei? And I'm laying in that bed thinking. Și eram în pat și mă gândeam. You know what the Lord told me? Știi ce mi-a zis Domnul? The early bird gets the worm. Păsările matinale primesc viermușorul, adică mâncarea. Dar Domnul nu vorbește așa. Avem o expresie în America, în limba română, este cine se scoală de dimineață, departe ajunge. Da, cine se scoală de dimineață, departe ajunge, în limba română. Da, nu e scriptural. Bineînțeles că este. The Bible said, them that seek me early shall find me. Biblia spune, cei ce mă vor căuta de vreme mă vor găsi. You never have to worry about a problem with the internet, inner connection with the Lord at that time in the morning. La vremea aia, din dimineață nu trebuie să ai probleme cu conexiunea cu Domnul, n-ai nicio problemă cu conexiunea. Da? Not a lot of people beating the Lord's door that time in the morning. Nu bat mulți oameni la ușa Domnului în acea oră de dimineață. But you can talk to the Lord. Dar poți să vorbești Domnului. Amen. So that's a blessing to me. Asta este o binecuvântare pentru mine. And then I used to have some birds. Și apoi aveam niște păsări. Of course, right now they don't do it, but. Pentru că acum nu mai fac asta. But they used to start singing early in the morning. Dar obișnuiau să înceapă să cânte de vreme dimineață. In the spring and in the summertime, they spring real early, they start off singing. Primăvara și vara încep să cânte de vreme dimineață. So I used to get my guitar out and say. Deci obișnuiam să-mi iau chitara și să cânt. I'm going to start singing before they do. Și ziceam, o să cânt înainte să înceapă ele să cânte. And one morning, într-o dimineață, I was up singing before I beat the birds that morning. În dimineața aia am bătut păsările. You know what I say, if a bird's brain is not any bigger than my little than a pencil eraser. Da. The eraser on a pencil. Dacă creierul ei nu este mai mare decât o gumă de șters de la un creion. Or the end of my finger. Sau vârful degetului meu. But they got enough sense to praise the Lord. Și au suficient bun simț să laude pe Domnul. You say, Brother Martin, you learn that in theology as you, when you got your doctor's degree? No. Frate Martin, ai învățat asta la teologie când ți-ai luat doctoratul sau unde? No, I didn't get it there. Nu am luat-o de acolo. But you know what happened one morning when I got up early? Știi ce s-a întâmplat o dată dimineața când m-am trezit? I started singing. Înainte să încep să cânt? Honest, everything in that room starts shaking like this. The lights were shaking. Și odată a început să se cutremure toată și lumina și casa. The whole house was shaking, the walls were shaking. It was an earthquake. Era un cutremur, se cutremurau pereții. I had my guitar, I was singing. Aveam chitara și cântam. I stood up, I said, in the name of Jesus, stop! Am zis, în numele lui Iisus, oprește-te! Now! Acum! Everything calmed down, didn't it? Și totul s-a calmat, s-a liniștit. Oh, you think you have that ability? I know. A, crezi că ai abilitatea aceasta? Știu că am. And think about it, you do too. Și treaba este că o ai și tu. Greater is he that is in you. Cel ce este în voi este mai mare than he that is in the world. Decât cel ce este în lume. And he that in the world came to kill, steal and destroy. Cel care este în lume a venit să
junghie să fure și să prăpădească. And he wants us to learn to walk with him. Și el vrea ca să umblăm, să învățăm să umblăm cu el. Well, maybe next week we can start finishing on the second part of this, but I just want to talk to poate you about it talks about quenching the spirit. Săptămâna viitoare vom învăța mai multe, dar am vrut să vă vorbesc despre a stinge Duhul. But the Lord Jesus, dar Domnul Iisus, has already paid for everything you need. Deja a plătit pentru tot ce ai tu nevoie. You already have it in him. Deja ai, le ai în el. You need healing? Ai nevoie de vindecare? You got it. O ai. Well, what the people said, if any sick among you. Dacă este, zice Biblia acolo, de ce zice Biblia că dacă este vreunul dintre voi bolnav, să cheme? He said, let the sick among you come. He said, if. Cei bolnavi dintre voi să-l cheme. A zis, dacă este cineva. It's abnormal for a child of God to be sick. Este anormal pentru copilul lui Dumnezeu să fie bolnav. Some of you gonna get so mad right here. Știu, unii dintre voi vă veți mânia așa de tare. You're like Benny Hinn and all them healers. No, I'm not. Amen. Ești unul din aia Benny Hinn sau aia care vindecătorii? No. Amen. I don't have time to fool those people. N-am timp să mă prostesc cu prostii din alea. Eu iubesc acest cuvânt. Și el zice că prin rănile lui am fost vindecat. Și un copil al lui Dumnezeu ar trebui să fie la fel de la distanță de boală cum este la distanță față de păcat. Pentru că el ne-a salvat din amândouă, ne-a mântuit din amândouă. Aleluia! Hallelujah. Thank you, Nikki. Praise the Lord. Hallelujah. But he said in Isaiah 53, by his stripes we were healed. Dar spune în Isaia 53. We were healed. We are healed. Versetul 5 spune că dar el era stăpâns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Yeah, pedeapsa care ne dă pacea a căzut peste el și prin rănile lui suntem tămăduiți. Well, that ain't what the Bible teaches. Nu învață asta Biblia, frate Manu. That's all spiritual speaking. Asta este în întregime spirituală. No, that's what your denomination teaches. Nu, asta este ce învață denominațiunea ta. Înțeles? He still heals. El încă vindecă și astăzi. He has already healed. De fapt, el a vindecat deja. Well, find it in the New Testament. Okay, I'm glad. Găsește Noul Testament atunci. I'm so glad you asked. Bine, să te bucuros că m-ai întrebat. Let me read it to you. Hai să vă citesc.